Crăciun și a spus în vis George Crăciun în felul următor, foarte impresionant. Dumnezeu există. Ar fi lucrurile acestea două puse unul în altul, ar fi foarte surprinzătoare pentru George Crăciun, pentru că scrisul nici în altă ordine de idei nu arătau o preocupare deosebită pentru aceste lucruri. Tocmai de aceea, poate, eu m-am gândit la, o să scriu la următoarea sesiune de comunicare un material, o comunicare cu această idee centrală, metafizica trupului. În ce sens se conturează o metafizică a trupului în scrisul lui George Crăciun. Volumul acesta este foarte important pentru cercetarea operei lui George Crăciun. Este un volum, de fapt, nu atât de analize, cât de mărturii, care concentrează, care focalizează atenția spre câteva teme majore de urmărit, subiecte majore de urmărit în opera lui Crăciun. M-a impresionat deschiderea materialului eseului lui Caius Dobrescu, studiului lui Caius Dobrescu, îl încadrează pe George Crăciun într-o perspectivă